Și același lucru îl face și cu discipolii săi. Învață, în primul rând, să-și vadă glia și plaiul natal cu ochii de artist, cu ochii de îndrăgostit. Și acest om este Vladimir Teodo, care astăzi îi mânăm o diplomă de onoare pentru contribuția deosebită la renașterea tradițiilor naționale, valorificarea tezaurului muzical folcloric național din Bucovina, pentru ampla activitate în sprijinul asociațiilor național-culturale românești din toată Bucovina. Vladimir, ne bucurăm enorm de mult că ești între noi, că ești vesel și ești sănătos, cu Doamne ajută, îți dorim și în continuare multă sănătate, să dea bunul Dumnezeu să ne bucuri cu lucrările tale, dar și cu acei frumoși copii care mereu ne bucură aici, în această scenă și peste tot unde pleacă. Această diplomă din partea Centrului Bucovinean de Artă și acest trofeu, de asemenea pentru dumneavoastră, ne bucurăm enorm de mult că sunteți alături de noi și ne sprijiniți. Doamne ajută, multă sănătate! Aplauze a meritat acest om din plin, vă asigur!